Necula Ioneanu revine pe scena politică, fondează un nou partid politic. Fostul primar al sectorului 2 în mâna dreapta lui Gabriel Oprea anunță, Necula Ioneanu, îi pregătește revenirea pe scena politică. Pentru ce în ceea ce privește umprul situația juridic este una extrem de încurcat, Necula Ioneanu a pus bazele unui nou partid politic. Pe rolul Tribunalului București a fost înregistrat solicitarea de acordare a personalității juridice pentru partidul ADER la Democrabie, Educabie și Reconstrucție, ADER, care l-are drept președinte fondator pe Necula Ioneanu. Alături de Necula Ioneanu, printre fondatorii figurează profesor dr. Ioan Gherghina și Marius Cosmescu, fost lider al UNPR Sector 2 și consilier local din partea acestui partid. Până la ora transmiterii acestei tiri, Necula Ioneanu nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.